Olimpiadele Kaufland este un program de responsabilitate socială sponsorizat de Kaufland România și implementat în parteneriat cu Școala de Valori și Ministerul Educației și Cercetării. Organizat sub formă de concurs, Olimpiadele Kaufland au oferit grădinițelor, școlilor și liceelor posibilitatea de a participa la o competiție în care elevii și dascălii au desfășurat împreună activități extracurriculare care le-au adus puncte și celor mai harnici dintre ei un loc în clasament și un premiu. Șansa aceasta a fost apreciată de aproape 1200 de instituții care s-au dovedit active în program. Mi s-a părut altceva, adică mai mult decât făceam de obicei. Activități de ecologizare, de plantare, teatru, proiecte, invenții, care pe copii i-au provocat. I-au făcut să fie mai creativi, să fie mai inventivi, mai responsabili, mai buni. Doamna învățătoare a comunicat foarte mult cu noi, ne-a explicat ce trebuie să facem. Copiii au fost încântați. Toate aceste activități mi s-au părut foarte interesante, educative. Cel mai mult mi-a plăcut atunci când am creat costume din materiale reciclabile. Am fost susținuți de profesori, de părinți, de frații noștri mai mari, de toată lumea. Fiecare activitate presupunea oricum destul de multă muncă. O pregăteam acasă, trebuia să raportăm ce am făcut la fiecare activitate, să convocăm părinții, am făcut și consiliul profesoral de mai multe ori și ședințe cu imagini, să vedem ce am putea face, cum ne-am putea organiza și domeniile mi s-au părut extrem de bine alese. Scopul Olimpiadelor Kaufland a fost să ofere elevilor din toată România șansa de a beneficia de cât mai multe experiențe utile dezvoltării lor în afara activităților școlare. Pe parcursul întregului concurs s-au desfășurat 57.474 de proiecte cu durata de minim o oră, echivalând un total de peste 6 ani de activități extracurriculare. Ne-am mobilizat, am pus totul pe hârtie, resursele, cerințele și a asumat fiecare o parte dintr-un proiect, astfel încât am reușit să scoatem de la elevi tot ce era mai bun pe activitățile propuse. A fost un pas înainte pentru școala noastră, deoarece am făcut și alte activități noi, am învățat lucruri noi și s-au realizat mai multe proiecte inedite. Am ajutat foarte mult la coeziunea colectivului de profesori și de elevi. În primul rând îi formează pe ei ca oameni să fie competitivi, să aibă tot felul de idei inovatoare cu care să se facă remarcați și pe piața muncii. Le valorifică resursele de care ei nu sunt conștienți. Ei și noi, ca părinți, la momentul respectiv, genul ăsta de concurs le scoate în valoare capacitatea lor. Cred că am învățat, în primul rând, să cooperăm ceva mai bine, pentru că majoritatea activităților au fost în echipă, să lucrăm practic, să uităm puțin de teorie și să vedem și cum e atunci când aplicăm ceea ce am învățat până acum. La final, câștigătorii au fost desemnați pe baza unui punctaj în funcție de activitățile desfășurate și de numărul elevilor participanți. Sponsorizările au fost acordate pentru a servi drept prilej formării următoarelor generații de elevi.